Bine ați venit în casa Domnului. Ne bucurăm să fim împreună în dupămasa aceasta. Seara aceasta o să fie un pic mai specială. Este aniversarea celor 10 ani de lucrarea care o facem cu tinerii. Și tinerii o să conducă serviciul de seară. Să începem cu câteva cântări pe care, ca și întotdeauna, vă invităm să le cântați împreună cu noi. Amin.
Tot cerul spune slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. V-ați gândit vreodată de ce a creat Dumnezeu un univers așa de mare? V-ați gândit vreodată la asta, la adevărul acesta, că Dumnezeu a creat un univers așa de mare, a creat-o ca noi să fim glorificați sau ca El să fie glorificat. El să fie glorificat și în seara aceasta. Amin. Aș vrea să ne ridicăm cu toții în picioare și să cântăm cântarea de sub numărul 152. Cântarea de sub numărul 152. Do major. În fața tronului de sus, am un mână apărător, mare preot de Iisus, la care am ajutor, să dare vântecurile sa și pealui. Aceasta. Aș vrea să invit pe fratele pastor Rodilă ca să ne conducă în rugăciune de invocare și apoi vom asculta prima cântare a tinerilor. Fratele Rodilă. Tatăl nostru drag din ceruri, înălțăm numele Tău, Te lăudăm și Îți mulțumim că prin harul Tău suntem în casa unde se cheamă numele Tău. Dorim să-ți mulțumim pentru că Tu ne-ai creat, ești atotputernic, bun și plin de dragoste. Și ne-ai chemat, Doamne, să semănăm cu Tine, să semănăm cu Domnul Iisus Hristos. De aceea, sfințește-ne prin cuvântul Tău. Pune în noi multă dragoste pentru cuvântul Tău, ca să ne păstrăm viața după cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru seara aceasta. Binecuvintează, Te rugăm, în numele Domnului Iisus, toți tinerii care îți dau ție slavă. Și ajută-i, Doamne, să învețe cuvântul Tău, să-L trăiască, să-L mărturisească și la alții, să fie epistole vii, scrise și citite de toți oamenii. Îți mulțumim că ne-a ascult, Tată, în meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Corul acesta de tineret
Este un cor care în viața mea a fost ceva foarte special. De fapt, vineri ne aminteam despre odată când conduceam spre Houston și în timp ce conduceam, primim un telefon. Cineva mă sună la celular și îmi spune, Benjamin Nister, please pull over. This is the state trooper of Houston, or the Texas. Și poliția mă sună și spune, dați-vă la o parte. Credit cardul cu care ați rentat mașinile a fost furat. Și poliția crede că este venul acestea. Și inima mea a căzut. Să știți, fraților, am fost așa de frică. Am zis, ce o să fac? Ce o să spune frate Marian când află că am fost băgați în închisoare? Trece timp și sunt pe toți care au fost implicați în a cumpăra aceste, a închiria aceste venuri și nimic ai baie, nu știu care a fost problema, nu a fost nicio problemă și primesc încă o dată un telefon la celular și persoana îmi spune cu mai multă intensitate să vă trageți la o parte că acum trimitem 3 polițiști după voi. Și imediat, aproape eram să tragem la o parte și inima mea este gata să cadă iară. Sunt așa de... Mi-e frică ce o să spună și mami și tati. Asta este un conducător de tineri? Și apoi am auzit voce în spate. A început să se râde. Și sora Cristiana Pecheanu a fost cea care a fost polițist. Am avut foarte multe memorii împreună cu acești tineri și Dumnezeu să fie slăvit pentru toate. Nu aș fi putut să fim aici în seara aceasta fără harul său. Corul acesta tineret al bisericii Harul a fost înființat acum de 10 ani, în toamna anului 2004, de fratele Achim Pele. Și a slujit în biserica lui Hristos în tot acest timp, chiar dacă s-au schimbat generațiile. Uitați-vă bine la fețele lor. Corul de tineret a participat la festivalul corurilor de tineret Lauda Domini. Pentru prima dată în februarie 2005 la San Francisco, apoi în 2009 la Chicago și apoi în 2010 la San Francisco. În tot acest 10 ani s-a făcut multe misiuni: Naples, West Palm Beach, Jacksonville, New York, Pennsylvania, North Carolina, Houston. O nouă generație este astăzi, împreună cu generația de acum de 10 ani, în deplină unitate pe Domnul în laudă și îl preamăresc. Dumnezeu să-i binecuvânteze și toată închinarea, toată adorarea, toată lauda să fie a Mielului. Amin. Aș vrea să ascultăm tinerii în continuare.
Joseph și Rebecca și sora Rebecca și apoi vom asculta tinerii cu încă o cântare. Noi care stăm aici în biserică, pentru cei care stați în bancă, pentru cei care sunteți în suferință, sau pentru cei care sunteți în bucurii nespuse de mari, sau dacă ești în Siria și ești biciuit pentru credința ta, sau dacă ești persecutat pentru ce crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul nostru, ce avem în Domnul Iisus Hristos? Avem un Mântuitor, dar afară de să-L avem ca un Mântuitor, îl avem ca un sprijin. Avem mâna Lui peste noi și să-I dăm slavă pentru lucrul acesta. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot El te va ține și în văile adânci. Dumnezeul puternic, ce-i cu tine pe munte, zi de zi te-ntărește și nu vei cădea. E cu tine și-n vale, îți alungă durerea. Ce a creat ziua e Dumnezeu și noaptea. Mâna Lui cea tare, sus pe munte, tot ea te va ține și-n voile adânci. Dumnezeu ce-ți spune bucurie în suflet,
Vorbim de credință când suntem sus pe stâncă, pare ușor când necazuri n-avem, însă vin clipe grele cu încercări și ispite, atunci Domnul vede că te încrezi în El. Mâna Lui cea tare cea te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n voile adânci. Dumnezeu ce spune, bucurie atunci când plângi. Mâna Lui cea tare ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n voile adânci. Dumnezeu ce spune, bucurie Yeah.
continuare vom asculta un duet de Lois și Sarah. Lois și Sarah, sunteți aici? Da, ok, bine. Și apoi vom asculta un grup de bărbați condus de fratele Ovidiu Pitic. Yeah. Și apoi vom asculta o cântare de tineri.
merciful Savior, precious Redeemer and friend. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci Domnul este un Dumnezeu mare. Este un împărat mai presus de toți Dumnezeii. Amin. Thank you.
Jesus is my plea. Daily walking close to Thee, let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but Thou art strong. Keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. Jesus is my plea. Baby, walking close to me. Let it be, dear Lord, let it be. Shall be no more. Guide me gently, safely, oh, to Thy kingdom shore, to Thy shore. Just a closer walk with Thee. Jesus is my plea. Daily walking close to me. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with Thee. Ceva cu voi, un punct. Și vreau să vă spun că eu numai aia ce am pe inimă pot să vorbesc. Nu pot altceva. Vreau să împărtășesc cu voi ce mi-a pus Domnul pe inimă săptămâna asta. Cred că cu toții cunoaștem, cum să-i zic, nici holiday, nici celebration, dar vineri, seara, toată covotela asta cu Halloween. Cred că cunoaștem cu toți. Și nu vreau să intru acum în detalii și istorie și una și alta, dar lucru care am vrut să-l împărtășesc cu voi că acum, cred că un an, tot pe la vremea asta, uitam cum treceau ăștia trick-or-treaters pe stradă și, nu știu, la noi în casă, cel puțin când am crescut, noi am știut că în seara de Halloween ne ascundem. Toate becurile stinse, ușa blocată într-un an, am și legat câinele de ușa din față să nu vină nimeni, că noi să știe lumea că noi n-avem de-a face cu Halloween. Și așa am fost crescut și așa, nu știu, cred că majoritatea așa, parcă nouă ne-a fost frică de ei, știi? Și anul trecut a început un fel de lucrare în inima mea unde m-am gândit, totuși, cred că asta e singura zi în tot anul în care vecinii vin la noi, la casă și
încep o discuție, o conversație cu noi. Și noi să ratăm oportunitatea aceasta, să le vorbim cumva, într-un fel, cred că am pierdut mult și cred că noi suntem chemați să le ducem lor vestea și, nu știu, un demn ar fi să vă rugați pentru, poate dacă Domnul ar vrea să vă folosească într-un fel anul viitor sau când, numai să vă rugați și să vedeți, poate că e ceva care vă scoate Domnul în cale, să folosiți ceva care e al lumii și să-l folosim să-l facem pe Iisus Hristos cunoscut peste toată lumea. Amin? Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze acest grup de băieți. Domnul să binecuvânteze corul de tineri. Și vreau să le spun ceva. Bun venit acasă. Ne-am bucurat să avem aici în fiecare duminică, să putem să dăm slavă Domnului împreună și suntem emoționați, sunt bucuros pentru că văd că este o seară de bucurie. Văd pe fețele fraților, surorilor,
zâmbind, exclamând bucurie. Îmi amintesc când eram copil, cântam împreună cu fratele meu și sora mea și vedeam fața părinților cât erau de bucuroși. Mă uitam la ele cum cântau și parcă și eu simțeam bucurie. De câte ori cântă Rebecca și Joseph, mă uit la fratele Nistru, la fratele Mucuța, amândoi zâmbesc, amândoi sunt bucuroși. Nu știu care e mai bucuros, dar cred că au motiv să dea Domnului slavă pentru că au investit în ei și se vede că ei îl iubesc pe Domnul și cred că cea mai mare bucurie pentru părinți să-și vadă copii lăudând pe Domnul. Am vrea să lăudăm pe Domnul cu o cântare de bucurie și nu în ultimul rând vreau să vă rog să vă rugați în continuare pentru noi, pentru această lucrare a tineretului. Multe biserici ar vrea să aibă un cor de tineri ca al nostru și de aceea Domnul să vă binecuvinteze tinerilor și vreau să vă mulțumesc pentru colaborare, vreau să mulțumesc părinților pentru investiția care ați făcut în acești tineri și vreau să vă spun că mă simt mândru de ei și fac această lucrare cu plăcere. Mai avem coborâșuri, mai avem urcări, dar Domnul să ne dea putere să trecem biruitori. Amin. În continuare vom asculta un trio de bărbați, după care vom asculta tinerii, apoi Abel va avea un solo la pian.
Și mi-a dat har din plin. Bunătatea, îndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi în viața mea. Bunătatea, îndurarea mă vor însoți zi de zi, zi în viața mea. Cu blândețe El mă-nviorează și putere îmi dă zi de zi. La ape tot El mă conduce, mă păzește de orice ar veni. Bunătatea, îndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi în viața mea. Bunătatea, îndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi în viața mea. Chin străbat valea umbrelor morții, doar El și atunci îmi rămâne păstor. Mă poartă cu mâna Lui tare spre limanul dincolo de noi. Și voi trăi veșnic în casa Domnului meu, la masa Lui în mărire voi cina. Bunătatea, îndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi în viața mea. Bunătatea, îndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi în viața mea. Zi de zi, zi de zi în viața mea. Zi de zi, zi de zi în viața mea.
Iisus, izvor al vieții noastre, har ceresc ne-ai dăruit. De noi Tu te-ai îndurat și ne-ai găsit. Tu ne-ai umplut întregul suflet de cântări de bucurii. Ce spre Tine se înalt sunt veșnicii. Iisus, o Iisus, azi noi Te slăvim. Iisus, ca pe-o jertfă ți-o predăm. Tu de ea te folosește, te rugăm. A Ta lucrare s-o servească și lumină tot să fim. Pe Iisus noi să-L vadă o dorim. Continuare vom asculta o cântare de tineri, apoi vom asculta un grup instrumental.
Continuare, aș vrea să vedem o prezentare video și aș ruga ca luminile să fie așa stinsă și este o seară deosebită, așa-i? Domnul este bun cu noi. Prezentarea acestui video este anii de 10 ani de când a luat ființa acest cor de tineri și sunt mai multe poze din istoria lor. Hai să vedem. Oh. Oh.
Biserică să aibă și amintiri frumoase. Mulțumim Domnului pentru această lucrare, mulțumim Domnului pentru cei care se implică și nu am cuvinte cum să mulțumesc Domnului pentru tot. Domnul să fie binecuvântat. 10 ani de istorie a corului tinerilor Bisericii Harul. Domnul să fie slăvit pentru această lucrare. Este așa frumos să muncești pentru Domnul, să te pregătești și așa cum am observat și eu, dacă spui tinerilor să facă ceva, fac. Au făcut și săptămâna trecută, au făcut și de această dată, doresc ca Domnul să-i binecuvinteze. Cine sunt cei mai de demult în acest cor al tinerilor? Sunt tare curios să văd și de aici și din sală, Ovidiu îl văd aici, cred că și Liviu. Îi rog să se ridice în picioare, care sunt cei mai vechi aici, dintre cei care au cântat chiar de la început. E cineva, eu n-am fost aici. Eu atunci nu eram aici. Peter, Ovidiu, Liviu, soția lui Liviu. Sunteți câțiva, Domnul să vă binecuvinteze. S-au ridicat pe rând, au îndrăzneală toți deodată. Să fiți binecuvântați, ne bucurăm să fim în această seară frumoasă și să vă avem pe unii cu noi care veniți ocazional și ne bucurăm că ați răspuns invitație și în această seară ați slujit în această biserică. Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să vă spun că întotdeauna sunteți bineveniți și să facă Domnul ca lucrarea între românii de aici să crească. Să cunoască românii că sunt oameni care îl iubesc pe Domnul, care iubesc pe ei și vrem mai mult decât orice, ca și ei să-L cunoască și să-L iubească pe Domnul. Amin. Care sunt cei mai de curând intrați în corul de tineri? Ia vă ridicați și voi. Aici la două domnișoare tinere, cei mai de curând, să fiți binecuvântați. Asta este noua generație care s-a atașat la ceilalți. Și atât de frumos să cântăm împreună. Unii sunt mai de demult, dar au avut să încurajeze pe ceilalți. Să fiți binecuvântați. Cum spuneam, nu am fost în biserică atunci când această lucrare a început. Eu nu am 10 ani de America, am mai puțin, dar am aflat și cunosc că fratele Achim a fost aici și a început această lucrare. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Am transmis în această seară, prin sora Rodica cu care a vorbit de asemenea, a transmis și prin familie, a transmis binecuvântare peste noi și spunea că este copleșit de emoție. Ne pare rău că n-a putut să vină cu noi. Domnul să-l binecuvinteze acolo unde este, să-l întărească și în sănătate și în putere. Și frate Pele, dacă vă uitați la noi, vă mulțumim pentru lucrarea pe care ați făcut-o aici, în timpul în care ați slujit în această biserică. Mi-amintesc de timpul când fratele Doru dirija corul de tineri. Frate Doru, mi-amintesc de timpul acela, au trecut câțiva ani, când v-am văzut aici și felul cum cântă tinerii a fost perfect, exact ca și atunci. Ce mi-a rămas mie în minte, dragii mei? Mi-a rămas un lucru. Corul de tineri cânta atât de frumos și cu fratele Doru Pele. Fratele Doru era la 50 și atunci, nu era la 30, era tot la 55 plus, dar știți cum percutau tinerii? Cânta extraordinar de frumos corul de tineri. Domnul să fie binecuvântat pentru aceasta. Mi-amintesc o zi când eram aici, unde fratele Petrică. Au trecut vreo 8 ani de atunci. Și a intrat acolo așa un șir de tineri. Era Benjamin, Joseph, Rebecca, Chris. Benjamin, mi-amintesc când ai făcut primul pas de acolo, ai trecut la pian. Mi-amintesc, erai de 14 ani, tot îți amintesc eu congresul de la Sacramento când te-ai pus lângă mine. Îți amintește, era un copil. Și mi-amintesc când fratele Doru a predat această lucrare și a făcut-o cu drag.
n-a făcut-o într-un moment de faliment, să spună, frate, nu mai pot cu ei că-s tineri și eu după ține pasul cu ei și nu mai merge, nu. A făcut-o într-un moment frumos, când a văzut un tânăr că s-a ridicat în biserică și ar putea să facă și el ceva. Benji, Domnul să te binecuvinteze și pe tine. Și de asemenea, Benji a plecat la școală, au trecut ani, dar Domnul a adus un alt om între tineri și ne bucurăm pentru fratele Dani, pe care Dumnezeu îl folosește în prezent în această lucrare. Doresc ca Domnul să-l întărească și pe el, nu te văd, Dani, unde ești, ești aici, așa că te vedeam acolo, și să îl folosească în continuare pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Ce frumos este lucrul acesta și personal sunt bucuros să avem tineri în biserică. Numai că, începând cu mine și toți ceilalți, trebuie să știm ce să facem cu ei și pentru ei. În sensul acela bun spiritual, ca să-L iubească pe Domnul, să-L caute pe Domnul. Mi-amintesc că într-o zi cineva mi-a spus câteva lucruri și sigur au de face puțin cam cu mine ca și păstor. Cred că se poate face mai multe în această biserică, dar ce-mi spunea era un cuvânt așa de apreciere și nu asta vreau să accentuez, în sensul că mă interesează tinerii din biserică, copiii fraților, dar apoi a spus un lucru care pe mine m-a marcat și a spus așa: mă rog ca Dumnezeu să lucreze în așa fel încât, și folosea cuvintele lui, de asta era ideea, ca să fie cine să aibă grijă și de copiii tăi. Au crescut și copiii tăi. Și frați și surori, să știți că asta este datoria noastră ca și biserică. Începând cu mine, cu ceilalți, frații dirijori care sunteți aici, sunt aici copii, unii dintre voi nu-L cunoașteți pe Domnul. Și când spun asta, mă gândesc la tânărul Samuel, despre care se spune în 1 Samuel capitolul 3 și începând cu capitolul 2 că el sluja pe Domnul, dar Samuel încă nu-L cunoștea pe Domnul. De ce? Pentru că încă cuvântul Domnului nu i-a fost descoperit. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă acea zi. Ca toți care sunteți aici și nu-L cunoașteți pe Domnul, într-o zi să auziți cuvântul Domnului și să vă predați viața Lui ca să fiți cu adevărat ai Lui. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să invit în această seară în față pe toți frații dirijori care au dirijat în această seară. Benjamin, te rog să vii aici. Tu ești cel mai tânăr dintre ei ca și vârstă. Te rog să vii aici în față, lângă mine. Rog de asemenea pe fratele Dani, pe fratele Doru Pele. Rog de asemenea pe Cristina. Cristina, și tu ești aici între cei care slujesc în această biserică și dacă sunt 10 ani de orchestră, de cor, să aducă Domnul și cei 10 ani de orchestră. Și când vei avea nevoie de sprijin, să fie cine să te ajute și pe tine în această lucrare. Frate Dani, te rog să vii și tu aici în față și aș vrea să avem un moment de rugăciune. Ne rugăm pentru lucrarea pe care acești oameni o fac în biserica Harul. Ne rugăm pentru acești tineri care sunt aici în față și frații care slujesc prin cântare. Ne rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze și pe fratele Burc, acolo unde este, pentru că atunci când este cu noi, slujește cu corul bărbătesc. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare cu întreaga biserică. Doresc să citesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură și apoi să ne rugăm pentru acești oameni care fac lucrarea lui Dumnezeu. Uneori credem că nu este un mare lucru sau, eu știu, este așa, nu este un lucru de apucat. Doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și în 1 Cronici, capitolul 16, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: după ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care îl întinsese David pentru el, și au adus înaintea lui Dumnezeu ardere de tot și jertfe de mulțumiri. Când a isprăvit David de adus arderile de tot și jertfele de mulțumiri, a binecuvântat poporul în numele Domnului. Apoi a împărțit tuturor celor din Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. A dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul, Dumnezeul lui Israel. Aceștia erau Asaf, căpetenia, Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Shemiramot, Yehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom și Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute și arfe, și Asaf suna din țimbale. Preoții Benaia și Iahaziel sunau mereu din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. În ziua aceea David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații săi să vestească
laudele Domnului. Amin. Vreau să avem un moment de rugăciune. Benjamin, tu ești implicat într-o frumoasă lucrare la Sheridan Hills, Domnul să te binecuvinteze. Dar aici între noi ești binevenit întotdeauna și ne bucurăm pentru slujirea pe care o faci. Și aș vrea ca biserica să rămână în picioare. Vă rog pe voi să îngenunchiați pentru un moment sacru, sfânt de rugăciune. Și rog pe fratele Petrică, care este și păstor alături de mine în această biserică, dar și muzician în același timp, omul care are darul, chemarea și pregătirea aceasta muzicii, să vină lângă mine și împreună să ne rugăm pentru voi. Biserica rămâne în picioare, vă rog să îngenunchiați și împreună cu fratele Petrică ne vom ruga. Tată Ceresc, stăm înaintea ta în clipele acestea și îți aducem mulțumire și laudă pentru că ne-ai binecuvântat în această seară cu prezența ta în mijlocul nostru și Amin. Tot ceea ce s-a făcut în locul acesta a fost un imn de laudă în numele tău. Amin. Pentru că tu ești vrednic de toată lauda în cer și pe pământ. Amin. Mulțumim pentru lucrarea aceasta care a început în urmă cu 10 ani și poate și mai înainte de 10 ani în locul acesta și în alte locuri unde am fost angajați în lucrare. Tinerii aceștia, tinerii de atunci și tinerii de astăzi, continuă să laude numele Tău. Amin. Te rugăm să binecuvintezi pe persoanele acestea care sunt îngenunchiate înaintea noastră. Amin, și să le dai, Doamne, ajutorul și convingerea că Tu ești Cel care cunoști osteneala lor pe care au depus-o pentru Tine. Amin. Și că răsplata va veni din partea Ta. Amin, noi îți mulțumim pentru ei, pentru tot ceea ce au făcut, Amin, pentru lucrarea Ta din locul acesta. Și Te rugăm, Doamne, să iei sub oblăduirea Ta și în continuare. Amin, îți mulțumim că Tu poți da binecuvântarea Ta mult mai mult decât noi știm să cerem și să o exprimăm în cuvinte, pentru că Tu ești Cel de la care vine ori bun și desăvârșit. De aceea lăudăm și binecuvântăm numele Tău și Te rugăm să iei în brațele Tale nevoile lor pe care Tu le cunoști, să le suplinești după harul Tău cel mare și bogat. În numele Domnului Iisus Hristos primește mulțumirea și recunoștința și Te lăudăm, Tată Ceresc. Amin. Doamne, și eu slăvesc numele Tău în această seară și îți mulțumesc că între oamenii care slujesc în această biserică sunt și aceste persoane, acești oameni, acești bărbați și Cristina pe care i-ai însărcinat să facă o lucrare în această biserică și doresc ca Tu să-i binecuvintezi. Doresc, Doamne, să aibă călăuzirea și prezența Ta întotdeauna în viața lor. Știm, Doamne, că este așa de importantă cântarea, închinarea prin cântare în casa Ta. Tu vrei, Doamne, să Te bucuri de laudele poporului Tău. Doresc ca Tu să-i sfințești și să-i binecuvintezi. Vrem, Doamne, să fim o încurajare, să fim un sprijin pentru ei. Ne iartă că nu am știut să facem ceea ce trebuie să facem. Dar, Doamne, astăzi îi încredințăm cu rugăciune înaintea Ta ca Tu să-i binecuvintezi. Dă-le, Doamne, lumină și călăuzire și întotdeauna, Doamne, ceea ce facem aici, Doamne, să Te înalțe și să Te glorifice pe Tine. Te rog pentru casele lor ca Tu să le binecuvintezi. Te rog pentru tinerii care cântă aici, Doamne, binecuvintează-i Tu, Doamne. Și pentru cei ce nu Te cunosc pe Tine, adu vremea când să se întoarcă cu adevărat la Tine, să-Ți cunoască dragostea. Mulțumim pentru seara aceasta sfântă și frumoasă. Te binecuvântăm că am putut să o avem datorită dragostei, milei și bunătății Tale. Vrem, Doamne, să ne predăm și în această seară în mâinile Tale, Doamne, ca să Te slujim cu toate ființa noastră, fie sunt numele lăudat și binecuvântat, Domnul nostru și Domnul slavei. Amin. Amin. Vreau să ocupați locurile. Mai există o cântare în această seară care va fi înălțată după programul care este pregătit pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Domnul să fie binecuvântat. Poate v-am reținut pe unii mai mult în picioare cât de obicei și știu că unii sunt în neputințe, dar poate ne-a prins bine puțin, ne-a mai înviorat. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.
și stăpân pe-ntreaga lume, vor găsi în adunare, pretutindeni al tău lume, tu slăvitule Jehova, singur ești și al meu păstor, care l-am condus la ape, de odihnă și de dor. Chiar prin valea umbrei morții, dacă ar fi să trec odată, Doamne, știu că ești cu mine, tu ești marea mea răsplată. Când o iadul și nu iaba, ta mă mângâie plăciungă, lângă ape de odihnă, piere ori și ce suspiri. Hotărâtă și duioasă, ea mă poartă cu mândețe, în pășunea cea mânoasă, nu voi duce niciodată, lipsă viață de nimic, lângă apte de odihnă, și la umbra de plinic, chiar prin valea umbrei morții, dacă ar fi să trec odată, Doamne, știu că ești cu mine, tu ești marea mea răsplată, când o iadul și nu iaba, ta mă mângâie, lângă apte de odihnă, piere orice ce valea umbrei morții, dacă ar fi să trec odată, Doamne, știu că ești cu mine, tu ești marea mea răsplată, când o iadul și nu iaba, da mă mângâie, lângă ape de odihnă, piere orice ce aș vrea să-l invit pe fratele Rodilă ca să aducă un salut, scurt salut, și apoi vom cânta o cântare pentru darurile noastre de bunăvoie. Pentru că este vorba despre tineri, pentru că o viață întreagă am făcut tabere cu tineri și adolescenți, aș vrea să apară pe ecran, dacă se poate, Psalmul 119 cu 63. Versetul pe care aș vrea să-l memorați cu toții pe de rost. Cine pot fi prietenii voștri? Cine pot fi prietenii voștri? Indiferent că sunteți băieți sau fete, da? Sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Ăștia pot fi prietenii noștri. Nu în lume, nu pe cei din lume, că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu, iar Domnul Iisus zice așa: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu.
Din cauza aceasta aș dori acest verset să nu-l uitați, să-l memorați, să nu uitați că Iosif pune întrebarea, cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Deci orice păcat este împotriva lui Dumnezeu, indiferent că afectează pe aproapele meu, indiferent cine ar fi el. De aceea, doresc din toată inima să aveți relații bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, iar puterea lui Dumnezeu, care stă în cuvânt, să lucrească din belșug în inimile voastre. Și fiți credincioși, recunoscători și mulțumitori lui Dumnezeu pentru mântuirea care v-a dat-o prin jertfa și învierea Domnului Iisus. Amin. Vreau să ne ridicăm în picioare și să cântăm cântarea de sub numărul 278. 278. În timpul acesta vom avea colectă. Tinerii va sta acolo unde sunt. Să nu plece nimeni. Cântarea de sub numărul 278. Do major. Când am pace. Deschidem Sfânta Scriptură la Psalmul 95. Psalmul 95 și credem că prin cuvântul Său Dumnezeu ne vorbește, de aceea să ascultăm. Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului, să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem cu răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezei. El ține mâna adâncimilor pământului
și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înainte Domnului Făcătorul nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o păvățuiește mâna Lui. Oh, de a-ți asculta azi glasul Lui, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Amin. Să ne rugăm Domnului. Îți mulțumim, Tată, pentru seara aceasta, pentru Evanghelia Ta. Îți mulțumim pentru adevărul care Tu ne-ai arătat în Domnul Iisus Hristos. Faptul că El a venit în lumea aceasta ca să moară pentru păcatele noastre. Îți mulțumim, Tată, că El a înviat în putere și că putem avea în El o stâncă, o stâncă puternică care poate să ne mântuiască și pe noi și să ne ajute în viața aceasta să trăim după slava Ta și după neprihănirea Ta. Te rog, Tată, ca să ne ajut să ne bucurăm în Tine în seara aceasta, să găsim toată plăcerea și toată bucuria noastră în ceea ce Tu ai făcut prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Ocupați locurile. Amândouă ceasurile sunt, ăsta este aproape 8, ăla e aproape 9. După oricare a merge acum la ora asta este destul de târziu. Să asculți o predică la ora 8, mai mergi acasă la radio sau, eu știu, la televizor. Dar de obicei la ora asta noi cam încheiem. Altă dată la ora asta sunt și becurile stinse, casa Domnului e deja liberă. Câțiva mai stăm de vorbă în fața casei de rugăciune, dar foarte mulți plecați acasă. În această seară vreau doar să am câteva gânduri și promis să fiu scurt. Este ora înaintată, dar se cuvine să avem un timp în care să ne întoarcem și spre Cuvântul lui Dumnezeu. A fost o seară de cântare, a fost o seară de laudă. Tinerii s-au pregătit să laude și asta am vrut. Și am vrut să-L binecuvântăm pe Domnul prin cântare. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Vreau să am câteva gânduri doar din Psalmul 95, care vedem că este o provocare pentru noi. Provocarea este aceasta, închinare. Asta spune Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie înaintea Domnului. Chemarea psalmului este o cântare în care o chemare în care suntem chemați să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu cântece de bucurie, să ne închinăm din toată inima înaintea Domnului. Avem altă alternativă, dragii mei? Avem. Cuvântul spune așa, ori închinare înaintea lui Dumnezeu, ori pierzare. Asta este alternativa. Pentru că în Psalmul 95 avem exemplul trist al poporului Israel, care s-au răzvrătit în inima lor împotriva lui Dumnezeu și au cârtit și au spus, mai bine ne-am întoarce înapoi în Egipt, mai bine a fost în Egipt, gata să plece la un moment dat în Egipt. Și Domnul i-a mustrat. Și psalmul se încheie trist, de aceea spune cuvântul, am jurat în inima mea că nu vor intra în odihna mea. De ce? Pentru că inima acestor oameni, dragii mei, era pierdută. În inima lor erau niște rătăciți, erau niște pierduți, spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Versetul 8, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit. M-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. De aceea, dragii mei, ori închinare, ori pierzare. Una din două. Ori ești un închinător înaintea lui Dumnezeu, ori ești un pierdut. Pentru că ești omul cu inima împietrită, pentru că ești omul care rătăcești în mintea și în sufletul tău și nu-L slăvești cu adevărat pe Domnul. Cuvântul ne spune aici că fie că ne închinăm lui Dumnezeu din toată inima și cu bucurie, fie că inima se va împietri și astfel omul nu va intra în odihna lui. Nu va intra.
Psalmul 95 prezintă două moduri în care ne putem trăi viața noastră. Putem deveni oameni care cu bucurie îl lăudăm pe Domnul sau care vom fi judecați pentru că am avut inimile împietrite. Și în loc să-L binecuvântăm, ne-am rătăcit în mințile noastre. Dar am avut atâtea oportunități. Am văzut lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au văzut minuni, spune Domnul, minuni au văzut. Cu toate acestea Dumnezeu jură și spune, nu vor intra în odihna mea. De aceea vreau să vedem în cuvântul Domnului că avem aici o invitație la închinare, dragii mei. Dumnezeu ne cheamă pe toți la închinare. Și adevărul este că inima aceea bună, liniștită, blândă, omul acela care se umilește înaintea lui Dumnezeu și se smerește, are dispoziția de închinare, că Dumnezeu este deasupra. El este deasupra noastră, Domnul să fie binecuvântat. Și vreau doar gândurile să le prezint, vreau să vedem că închinarea este cu bucurie. Veniți să cântăm cu veselie Domnului, să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să intrăm cu laude. N-am văzut om să laude pe cineva posomor trist, n-am văzut asta. Vedem, dragii mei, potrivit cuvântului, așa cum descrie cuvântul inimile noastre când ne închinăm, nu este loc pentru apatie, nu este loc pentru indiferență, pentru cârtire, pentru o altă atitudine. De ce? Pentru că potrivit cuvântului lui Dumnezeu avem motive. Veniți să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Nu poți să mergi oricum înaintea Domnului. Este persoana lui Hristos. Stânca este un cuvânt important. Aici mai apare aspectul stâncii. Se vorbește despre inima împietrită. Cum este o inimă împietrită? E ca o stâncă sau nu e? Este ca o stâncă, dragii mei. Aici cuvântul vorbește despre răzvrătirea lui Israel când și-au împietrit inimile. Dumnezeu ne amintește că El, Hristos, este stânca mântuirii noastre. Nu sunt motive de murmur, sunt motive de laudă. Domnul să fie binecuvântat. Această închinare este în prezența persoanei lui Dumnezeu. Aici El este prezentat ca Dumnezeu mare, spune cuvântul Domnului. Mai pe sus de toți Dumnezeii, El este Creatorul, Împăratul cel mare, Creatorul adevărat. Acesta este El. O închinare, dragii mei, cu reverență, spune versetul 6, sunt câteva verbe, expresii care arată că omul trebuie să se umilească, să se plece înaintea lui Dumnezeu. Versetul 6, veniți să ne închinăm, să ne smerim și să ne plecăm genunchiul. Este o chemare, dragii mei, la închinare. Și încă un lucru frumos pe care vreau să-l vedem în versetul 7, că El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. Vedeți, un mod de închinare special, pentru că noi suntem într-o relație apropiată cu El. El este păstorul, noi suntem oile. El este păstorul, noi suntem turma și din mâinile Lui primim toate binecuvântările. Asta este o relație, El ne hrănește. De aceea, dragii mei, să ne închinăm înaintea Domnului. El ne-a dat viață. Domnul să fie binecuvântat pentru aceasta. În concluzie, asta putem să spunem. Să venim să ne închinăm. Ce se întâmplă dacă nu fac această închinare? Este un lucru ok? Este bun? De multe ori, probabil că spunem ca un ultimatum. Știți, sunt oameni care le place să facă lucrurile unde? Pe ultima sută. Sunteți între ei. Poate nu vă place să recunoașteți, poate nu sunteți, dar eu sunt între ei. Cum ce mi se întâmplă mie când fac lucrurile pe ultima sută, dar le fac la timp totuși, mie îmi ies cam bine de obicei. Domnul să ne păzească, ca nu cumva să nu iasă bine vreodată. Dar sunt oameni la care le este frică și bine teama aceasta, nu toți sunt la fel. Nu lasă pe ultimile ceasuri, ultimele zile sau eu știu, depinde de împrejurare. Când este vorba despre închinare, se pare că avem și noi un mod de a gândi. Păi eu știu, dacă se întâmplă în cântarea mea, în predica mea, în trăirea mea să fie o închinare, e un lucru bun, dar dacă nu e, e ok, va fi mâine. Va fi mâine o închinare, va fi cândva o închinare. Cântarea noastră trebuie să fie întotdeauna o închinare. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, dă un ultimatum. Și vreau să vedem că dacă există o invitație la închinare, există un ultimatum pe care Dumnezeu îl pune și îl dă și spune, astăzi nu vă împietriți inima. Poporul este chemat să se închine, exemplul trist este Israel. Și apoi vine Domnul și spune, astăzi nu vă împietriți inima. Am citit asta cumva în Noul Testament undeva, am citit. Evrei capitolul 3, Evrei capitolul 4. Este o zi de odihnă, este odihnă, astăzi ne cheamă Domnul ca să intrăm în această odihnă care este odihna
lui Hristos, dragii mei, este un ultimatum. Și cât de important este ultimatumul acesta, găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vedem că este foarte sensibil. Spune versetul 7, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o păbățuiește mâna Lui. O de a-ți asculta astăzi de glasul Lui. Nu mâine, astăzi. Predicatorul Thomas Fuller spunea adesea în predicile lor, nu poți să te pocăiești prea târziu, deoarece nu știi când va fi prea târziu. Mă iertați, prea devreme. Pentru că nu știi când va fi prea târziu. Oamenii spun că e prea devreme, eu știu, va fi mâine, va fi poimâine. El spunea, nu poți să spui, mă pocăiesc mâine, mai târziu, pentru că nu știi dacă va fi cu adevărat un mâine. Domnul să ne păzească de amânare, dragii mei. Niciodată nu este prea devreme. Cuvântul spune astăzi, astăzi este ziua pe care Dumnezeu a dat-o ca să fim mântuiți. Dumnezeu ne promite, spunea cineva, ne promite iertarea, dar nu ne promite Dumnezeu că ne va ține în viață până în ziua aceea, căci noi vom avea trecere înaintea lui Dumnezeu. Nu. Astăzi este ultimatumul, este foarte sensibil. Apoi pretinde urechi foarte sensibile, spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Foarte sensibile, El vrea să auzim, astăzi să auzim. O de a-ți asculta astăzi glasul Lui, nu mâine, astăzi, dragii mei. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Dumnezeu ne vorbește prin Duhul, de aceea spune în Evrei, capitolul 3, versetul 7, de aceea cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul. De aceea cum spune în David, spune în Evrei, capitolul 4, este interesant, în David, Dumnezeu ne vorbește. Mă trebuie să fim sensibili, să ascultăm. De aceea cine are urechi de auzit, să asculte, spune Scriptura. Și să luăm aminte cum ascultăm. Să avem grijă de asemenea de inima noastră. Pentru că ultimatumul are de a face cu inima și spune Dumnezeu să nu vi se împietrească inima. Acelor oameni s-a împietrit inima, dragii mei. Ultimatumul acesta are de a face cu inima. Și de ea vin izvoarele vieții. Inima este foarte importantă. Inima noastră să fie predată Domnului. Domnul să fie binecuvântat pentru aceasta. Și vedem că ultimatumul acesta este ferm impus și are consecințe veșnice. Uneori nu ne gândim la lucrul acesta, dar potrivit cuvântului lui Dumnezeu vedem că oamenii nu au intrat în odihna lui Hristos. Și Dumnezeu face aici un jurământ pentru acei oameni. Și dacă ei au spus că mai bine am fi pierit în pustie, ce s-a întâmplat cu ei? A căzut blestemul acela peste ei? Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Și odihna despre care vorbește Dumnezeu aici, pentru noi în contextul Noului Testament, nu este cerul de această dată. Este cerul într-un alt context. Dar odihna aceasta este mântuirea, dragii mei. Și cel mântuit merge în cer. Dacă nu-L primești pe Hristos în viața ta, n-ai cum, nu ai cum. Dacă spui mâine sau poimâine sau altă dată, nu poți. Astăzi trebuie să fii transformat, să te lași schimbat de Dumnezeu. Probabil că am fi vrut ca psalmul acesta să se încheie altfel. Ne place prima parte și începem să-l citim, nu ne place cum se sfârșește. Noi mai fi vrut să mai fie ceva acolo. Dumnezeu spune nu. Este un ultimatum dat. De aceea este acest jurământ. Nu vor intra în odihna mea. Dragii mei, a venit Hristos ca să moară pentru păcatele noastre și mulțumim de aceasta. Domnul să fie binecuvântat. Avem două opțiuni. Dacă mergi cu prima opțiune a închinării să te predai Domnului, te vei bucura tot restul vieții tale, dar te vei bucura pentru veșnicie, pentru că în Hristos este viața veșnică. Dacă mergi cu opțiunea a doua, te lovești tot de cuvântul lui Dumnezeu, dar de jurământul lui Dumnezeu. Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihnă, în odihna mea. Doresc ca ziua de astăzi să fie o zi binecuvântată pentru noi. Și dacă suntem chemați să ne plecăm genunchiului înaintea Domnului, să o facem cu bucurie, să ne predăm viețile. Este cineva aici nemântuit în această seară, tinerilor, predați-vă viețile în mâinile lui Dumnezeu. Astăzi, spune cuvântul, este ziua potrivită. Poate mai ales tinerii cunosc o istorie interesantă din America, unde cineva într-o zi, pe stradă, a fost oprit și a pus pistolul la tâmplă și i s-a spus să dea portmoneul, să dea ce are. Și omul încă stătea pe gânduri și l-a întrebat ce faci, păi ce mă gândesc, să văd ce să fac. Nu-i timp de gândire. Când este vorba despre viață, despre binecuvântarea lui Dumnezeu, Scriptura spune, astăzi este ziua mântuirii. Și aș vrea în această seară să plecăm de acasă toți care suntem aici iertați.
Sfânt Doamne, îți mulțumesc că ai milă și de mine. Nu ai altă alternativă a închinării înaintea lui Dumnezeu. Poporul nu s-a închinat, nu l-a proslăvit pe Domnul și a pierit. Crezi că tu ai altă alternativă? Nu există. Nu există. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că vremea aceasta este o vreme a Harului și putem să fim mântuiți. Domnul să fie binecuvântat pentru aceasta. Amin. Vom cheia în această seară. Corul de tineri mai are pregătit o cântare și nu vreau să rup bucuria lor care au muncit pentru seara aceasta. Domnul să le răsplătească și să-i binecuvinteze. Și vreau să cântați cu bucurie. Să vă văd că sunteți bucuroși. Să fiți bucuroși în inima voastră și pentru că sunteți tineri, bucuria asta să se vadă adânc în fețele voastre. Domnul să vă binecuvinteze. Invit surorile și frații de la Corovix care au cântat cu noi această cântare Glorie Mielului la West Palm Beach să dea slavă Domnului și să laude pe Domnul cu această cântare împreună cu noi. Și cerul domnește pe vârf.
Este și aici un secret undeva, probabil că nu ne-am grăbit prea tare, pentru că tinerii încă vor să mai rămână, nu să cânte, că nu mai pot nici ei. Dar s-a pregătit o cină pentru ei împreună, Domnul să-i binecuvinteze, ei vor rămâne pentru următoarele minute împreună. Vreau să venim cu mulțumire pentru această seară înaintea lui Dumnezeu, să-i fim recunoscători pentru că am fost aici să ne închinăm înaintea Lui. Între frații care sunt aici și au dirijat cu ani în urmă diferite formații în biserică și fratele Cornel Burcă, Domnul să-l binecuvinteze. Și frate Cornel, vă rog să ne conduceți în rugăciune, mulțumim Domnului pentru această seară, vă rog să vă rugați și pentru cina tinerilor care va fi, Domnul să-i binecuvinteze. Te mai rog, Tată Cerești, pentru fratele Predescu, care va călători în România în această săptămână, Tu să-l ocrotești, Doamne, Tu știi și problemele lui de sănătate, de putere, ca să se întoarcă cu bine acasă, și îți mulțumim pentru harul de care avem parte. Vrem ca să rămânem încredințați în mâina Ta, în grija Ta, Doamne, sub protecția Ta. Te rog pentru cei ce suferă în țările persecutate, Tu să te înduri de ei, Doamne, și îți mulțumim că ești în ei și ești cu ei, și slavă Ție pentru toate. Amin. Vineri seara, biserica se întoarce pentru închinare, încep repetițiile de sărbătoarea nașterii Domnului, de aceea vineri seara va fi corul cu repetiția după timpul de închinare, marți seara este un timp de rugăciune, ne despărțim pentru mărturie, Domnul să ne binecuvinteze.